Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Bună seara, prieteni, bine v-am regăsit la Academia Europa FM. Mai știți că ne plângeam noi că nu sunt bani pentru educație, că de-aia nu merg lucrurile bine prin școlile din România? Încep să nu mai fiu foarte sigur de asta. Cel puțin în ceea ce privește oportunitățile de finanțare pe care le tot văd, despre care tot citesc în ultima perioadă. Uite, spre exemplu, școlile din România care se confruntă cu abandonul școlar au la dispoziție fondurile din cadrul PNRAS. PNRAS, adică Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, cu o finanțare care vine pe filiera Planului Național de Reziliență și Redresare. Bine, acum, ca să nu vă amețesc cu atâtea denumiri, trebuie să vă spun doar că sunt 543 de milioane de euro, bani pe care școlile îi pot folosi în beneficiul copiilor proveniți cei mai mulți dintre ei din medii vulnerabile. Cu alte cuvinte, cei care au cea mai mare nevoie de suport și de sprijin din partea statului. E, acum, dacă ne-am lămurit că bani s-ar găsi totuși, hai să vedem și dacă sunt accesați de școlile din România. Cum ar trebui să arate și să funcționeze unitățile de învățământ după sau dacă, e și asta o întrebare, școlile vor reuși să cheltuiască această sumă de bani? Nu e foarte simplu de răspuns, așa că am invitat-o alături de mine în studio pe doamna Corina Atanasiu, un om cu multă experiență în administrație și accesarea fondurilor europene, care ne va ajuta să înțelegem mai bine implicațiile acestor finanțări. Bună seara, doamna Atanasiu, și mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara și vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Să știți că am, pentru ascultătorii noștri, și o surpriză. Am reușit ca niciodată, iată, să invit și vom avea în minutele următoare alături de noi și pe 6 dintre reprezentanții unor școli din țară, 6 directori care ne vor ajuta să înțelegem un pic mai de la firul ierbii. Cum e cu bănuții ăștia de la PNRAS? Cum reușesc să, cum îi accesează, cum îi cheltuiesc, cum implementează proiectele și cum reușesc până la urmă să-i facă, despre asta este vorba, cum reușesc să-i facă pe copiii ăia care, și credeți-mă, vă spun din experiență, am predat în școli din mediul rural cu copii în situații foarte, foarte, foarte dificile. Cum reușesc să-i aducă la școală și să-i țină acolo? Ăsta este pariul emisiunii noastre din această seară. Doamna Atanasiu, aș vrea să dăm startul conversației noastre cu, niște statistici privind abandonul școlar, că de la asta plecasem. Și să știți că situația din țara noastră este mai mult decât îngrijorătoare. Citisem undeva, de pildă, că dintr-o generație de copii care a intrat în clasa 1, 15% renunță la școală înainte să termine clasa 8-a. Anul trecut, de pildă, și mi-amintesc că am discutat chiar aici la Europa FM, am avut 40.000 de elevi care au ajuns în clasa 12-a și n-au mai susținut bacalaureatul. Practic au renunțat în an terminal de liceu. Aș vrea să știu și aș vrea să vă întreb, cum pot fi folosiți acești bani încât copiii să nu mai renunțe la școală? Sunt sume foarte mari. Ce ar trebui să facă școlile și cum ar trebui să arate din momentul în care accesează bănuții ăștia? Mai întâi aș vrea să fixez niște cifre. 4, 15, 23. 4 este rata de abandon școlar în urbanul mare, 15 în urbanul mic și ruralul ceva mai dezvoltat și crește dramatic în ruralul clasic, în ruralul profund. Trebuie să fim aproape de copii. Asta urmăream, de fapt, prin cele aproape 600 de milioane de euro pe care le-am alocat atunci când am redactat Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta de educație. Ne-am gândit că școlile vor avea, pe lângă nevoi, vor avea și bani ca să poată să facă activități, să găsească cele mai bune metode de a fi alături de copiii ăștia care au nevoie de, nu neapărat de remedial, de lecții exclusiv, dar au nevoie și de alte tipuri de intervenție, de la un echipament sportiv până la a ieși pentru prima oară din viața lor din satul lor, să meargă într-o excursie undeva într-un să viziteze un muzeu, să deschidă ușa unui muzeu sau să vadă un teatru de păpuși. Orice este posibil, n-au existat restricții în ceea ce privește tipurile de acțiuni pe care școlile să și le propună cu copiii respectivi atâta vreme cât aceste acțiuni, aceste activități pot duce la
a ține copilul acesta în școală, a ține copilul în școală, de fapt, acesta este interesul nostru. Și trebuie să recunoaștem și trebuie să fim conștienți că nu putem să tratăm abandonul școlar decât dacă îl îmbrăcăm în niște haine foarte, foarte groase de asistență socială. Cum spuneam puțin mai devreme, este posibil orice, de la a îmbrăca copilul respectiv până la a asigura masa caldă până la a-l plimba și a-i deschide puțin viziunea și perspectivele. Mă gândeam la un moment dat, la masa caldă m-am gândit în primul rând. Îmi amintesc în urmă cu, nu știu, 15-17 ani când predam în școli din mediul rural și știam că erau copii. Îmi amintesc că a fost, e una dintre amintirile cele mai triste pe care le-am din perioada respectivă, copii care își mâncau cornul cu laptele ăla pe care îl primeam, îl dădeam noi ca diriginți, așa, și în pauză se uitau așa cu privire să vadă dacă mai rămân pe undeva. Aia a fost o imagine care m-a întristat profund și m-am gândit atunci că statul ar trebui să asigure. Iată că noi avem posibilitatea să facem lucrul ăsta acum și trebuie doar ca școlile să se zbată puțin, trebuie doar să facă niște demersuri. E adevărat, poate cu încărcătura birocratică de rigoare, dar eu cred că rezultatul ar fi unul excepțional pentru acești copii. Să știți că am solicitat și niște informații din partea Ministerului Educației și le mulțumesc că mi-au răspuns cu privire la rata de absorpție acestor bani. Că știți cum e, noi ne-am bucurat când am aflat că, iată, în sfârșit avem sursele de finanțare, dar trebuie să știm să le și cheltuim, trebuie să faci proiectul ăla, trebuie să propui niște activități, sunt niște pași. Și chiar aș vrea să vă cer un punct de vedere cu privire la datele astea pe care le-am găsit. Ne spune Ministerul Educației că s-au încheiat până acum 1409 contracte de finanțare în valoare totală de aproximativ 965 de milioane de lei. În luna decembrie 2022 s-au executat 29 de milioane din sumele solicitate de către școli, asta reprezentând 3% din totalul sumei contractate. Din câte am înțeles din informațiile respective, luna decembrie este prima lună de contractare într-un exercițiu financiar de 36 de luni, iar cheltuielile se eșalonează pe durata 3 ani. Doamna Tanasiu, cum vi se par cifrele astea? E mult, e puțin, s-a cheltuit suficient? Suntem în grafic cu cheltuirea acestor bani? Nu suntem în grafic de când am debutat programul, pentru că contractele în sine au fost semnate foarte târziu. Contractele ar fi trebuit să fie semnate undeva în martie-aprilie anul trecut și am ratat o vacanță. De fapt, noi trebuie să ne gândim la timpul pe care l-avem alocat, l-avem la dispoziție. Acum timpul este probabil cea mai importantă resursă de care avem nevoie, pentru că bani avem, copiii cu care să lucrăm îi avem, trebuie doar să gândim foarte bine timpul. Am ratat o vacanță, vacanța de vară, am ratat o generație, de fapt, pe care puteam să o sprijinim. Nu am înțeles nici până acum de ce au fost semnate contractele atât de târziu, în septembrie, octombrie, când puteau fi semnate mai devreme. Proiectele nu au fost de o complexitate deosebită care să necesite o perioadă de evaluare atât de lungă, de 6 luni, de aproape 6 luni. Deci, nu văd niciun, din experiența mea de peste 20 de ani de administrare de fonduri europene, consider că s-a pierdut foarte, foarte mult și nu s-a pierdut pentru funcționari, s-a pierdut pentru copiii aceia și pentru școlile care se luptă cu abandonul. Mai aveam o curiozitate, să știți că așa în ultimii ani am mai văzut ce trebuie să facă directorii și școlile în general pentru a accesa niște fonduri, iar birocrația este absolut îngrozitoare. Acum, nu știu care e deosebirea între un proiect pe care trebuie să-l fac în cadrul PNRAS, un director, și, nu știu, alte finanțări pe care le-au mai accesat până acum. E mai greu, e mai dificil, e mai ușor de făcut. Sistemul acum, să știți că a fost mult mai simplu decât în programele operaționale clasice cu care suntem obișnuiți. Așa am și gândit din start linia de finanțare, astfel încât școlilor să le vină ușor să gândească un plan simplu de acțiuni, să reușească să încarce foarte simplu în platforma aceea electronică. Aici a fost o altă poveste și am discutat-o, dacă mai țineți minte, la momentul respectiv, partea asta de digital pe care au implicat-o proiectele, toate elementele astea trebuiau să fie gândite foarte, foarte simplu, foarte facil, pentru că interesul nostru este să prestăm serviciile și să nu generăm hârtii. Acum,
din ce văd și din ce feedback primesc din partea directorilor cu care am lucrat și alături de care am rămas, îi ajut cu cât pot, pentru că nu am de unde să intuiesc birocrația pe care o generează acum, în timp ce vorbim, Ministerul Educației sau inspectoratele, îi ajut cu cât pot cu informații și cu detalii legate de imaginea mare a PNRR-ului și a procedurilor din umbra acestuia, dar oamenii sunt îngropați în birocrație acum. Sunt îngropați în foarte, foarte multe hârtii și în foarte, foarte multe raportări. Nu înțeleg, în cazul în care școlile sunt obligate să genereze atât de multe hârtii, ce mai fac inspectoratele? Bine, acum meteahna asta cu strâns hârtii, cu făcut dosare și cu biblorafturi, pe asta o cunoaștem, e tradiție veche la noi în școlile noastre, știi? Era o vorbă la un moment dat pe la ședințele de director, domnule, când nu poți să faci ceva sau n-ai chef să faci ceva, fă, domnule, un proces verbal. Da, ar fi trist să ajungem și de data asta în situația asta, dar vă spuneam la începutul emisiunii că avem oportunitatea de a sta de vorbă chiar cu niște oameni care asta fac în mod concret și m-aș bucura tare mult să ne ajute să înțelegem cum reușesc să implementeze proiectele astea și unde ajung banii, ce se întâmplă cu ei și eventual care sunt acele dificultăți de care amintea doamna Atanasiu mai devreme. Am să-mi rog colegii din regie să ne pună deja în contact, în dialog cu domnul profesor Cătălin Alexa. Vă salut! Vă salut, domnule director! Ne auziți? Bună seara și mulțumesc pentru oportunitate! Vă aud! Excelent. Și eu vă mulțumesc. Uite, vorbeam cu doamna Atanasiu mai devreme în studio despre ce înseamnă PNRAS. Bine, trebuie să vă spun că poate pentru mulți dintre ascultătorii noștri este o noțiune nouă. Reamintesc, e vorba de bani, de mulți bani, care ar trebui să reducă abandonul școlar și să ajungă la copiii aia amărâți care au cea mai mare nevoie de ei. Domnule director, cum reușiți să implementați proiectul ăsta în școala dumneavoastră? Deci, școala noastră a accesat un grant de mediu de 140.000 de euro. Așa cum spunea și doamna, am început foarte, foarte târziu. Noi, în Argeș, am început în luna noiembrie, deci până a apărut ghidul și așa mai departe. Dar, cu multă muncă, perseverență, am putut să luăm în cadrul acestui proiect, atât pe activitățile mate, cât și pe digitalizare. Am făcut un cabinet multimedia. Exact asta voiam să vă întreb, chiar eram curios. Unde anume să duc bănuție? Dotat cu o tablă de 86 de inch Samsung, cu Chromebook-uri, mobilier nou. Domnule director, întreb de curiozitate, da. cam care era rata abandonului școlar la dumneavoastră? Nu este, nu am avut o rată, deci acum este zero. Am avut acum 3 ani de zile un singur elev care a repetat clasa și încolo nu, dar am scris acest proiect că s-a putut. Dar avem un risc de abandon la familii defavorizate, la familii monoparentale și așa mai departe. Da, și da, am înțeles. Și care au fost dificultățile pe care le-ați întâmpinat? Acum ne-ați amintit niște lucruri foarte fără. Cabinetul ăla multimedia mi-a umplut sufletul așa când l-am auzit. Dar ca să ajungeți în punctul ăla, presupun că a trebuit să treceți și noastră prin partea asta birocratică. Da. Ce vi s-a părut mai dificil de făcut? În primăvară, când am scris proiectul, am spus că este simplu, că nu se vor face atâtea hârtii ca celelalte proiecte, dar nu e așa. Pentru că la achizițiile publice, inspectoratele școlare, fiind vorba de foarte mulți bani, sunt puțin reticente. Și cu alte cuvinte, dumneavoastră trebuie să justificați acolo cu bibliorafturi întregi pentru fiecare pix pe care îl cumpărați. Fiecare tip de achiziție pe care o facem. Am avut șansa că noi am colaborat cu cei de la EduApps care ne-au îndrumat și inspectoratele școlare
atât că s-au priceput, au făcut formări cu directori și contabili, dar și pentru ei este o necunoscută. A fost o necunoscută și cred că este o necunoscută. Mai ales modulul mate care, prin care noi selectam copiii în grupul țintă. Da, și ca de obicei atunci când sunt necunoscute, mai punem de un proces verbal. Mai facem o dare mai de seamă, punem, ca să mai punem, da, acolo. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnule director. Da, doamna Atanasiu, iată că confirmă cumva domnul director ce spuneați un pic mai devreme. Partea asta birocratică. Deci eu n-am să înțeleg niciodată de ce Dumnezeu instituțiile statului nu sunt, n-au un dram de onestitate. Și spune, da, domnule, vreau să fac niște lucruri, uite, hai să facem, ne asumăm și un anumit risc, ne asumăm responsabilitatea lucrurilor pe care le facem. De unde reflexul ăsta de a se ascunde sub biblorafturi și dosare și hârtii și... În loc să încurajeze oamenii, directorii, hai fraților, luați banii ăștia și faceți chestii faine cu copiii aia acolo. Exact, eu acum pur și simplu încerc să procesez informația pe care domnul director ne-a dat-o, și anume că achizițiile publice sunt verificate de inspectorate. Ori achizițiile publice sunt achiziții publice, le face instituția respectivă, le face școala. Da? Și n-ar trebui să aibă treabă inspectoratul cu achiziția publică făcută de școală. Ea, achiziția rămâne în școală și o să vină organe abilitate să verifice, știu eu, curte de conturi sau alte achiziții pentru care, să le spunem ascultătorilor, directorul este cel care își asumă responsabilitatea, nu? Deci, practic, noi acum am pus pe lângă director și niște aprobări de pe la inspectorat și de pe la mama inspectoratelor și mai știu eu de unde. Da, păi în felul ăsta, nu, corectați-mă dacă greșesc, nu-l descurajez pe omul ăla să mai facă ceva, nu există riscul ăla de să spună la un moment dat, mi s-a făcut, domnule Hamite, lăsați-mă cu toate astea și cu... Nu există riscul ăsta? A fost, situația asta tensionată a fost transmisă încă de la început, de când au început să aplice școlile, dinspre inspectorate, dinspre minister, li s-a transmis directorilor de școli în permanență următorul mesaj. Aveți grijă, trebuie să vă faceți indicatorii, dacă nu vă faceți indicatorii, dați voi pe persoană fizică banii înapoi. Am avut zeci de directori cu care am stat de vorbă și care îmi spuneau, doamna Atanasiu, dar noi nu aplicăm, pentru că, știți, casa mea nu valorează 200 de mii de euro. Eu cum pot să dau banii ăștia înapoi dacă eu nu reușesc să... Și a trebuit să duc o muncă de convingere cu foarte, foarte mulți directori să le explic că trebuie să se vadă intenția de furt, de fraudă, ca să se întâmple o nenorocire atât de mare, că acolo unde sunt situații absolut ieșite din comun, pe care nu le poți rezolva, e uman, nu? Sunt situații pe care nu le poți rezolva. Nu o să vină nimeni să ia casa omului. Au plecat din start pe o, pe o zonă așa de, foarte tensionată, pe o relație foarte tensionată și foarte bine poziționată pe scara puterii. Inspectoratul este cel care o să vină și o să te verifice și dacă cumva ai greșit, o să vezi tu ce o să pățești. Cam asta a fost relația între școli și autoritate. Da, să știți că eu tare mi-aș dori la un moment dat să vedem și stilul ăla de director care spui, mai lăsați-mă cu prostiile voastre, serios, adică ce e tot atât? Da, eu semnez, eu îmi asum responsabilitatea pentru a să vină curtea de conturi și să mă verifice. Și de aceea am și gândit în felul acesta component pe NERAS-ul, l-am gândit ca școlile care sunt în nevoie să fie aplicanți, pentru că și acolo trebuie să dezvolte o anumită capacitate de administrare a unor fonduri. Nu o să învețe niciodată nimic dacă inspectoratele stau pe capul lor și le corectează fiecare virgulă și le cer încă 10 virgule în plus. Nu e firesc, nu se poate să încurajăm procesul ăsta de învățare și de accesare de fonduri. Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă propun să continuăm conversația și cu doamna director Anda Laura Sila de la Liceul Teoretic Ion Codru Drăgușanu Victoria, județul Brașov. Sărut mâine, bună seara, doamna director. Bună seara, domnule Bartic, bună seara, doamna Atanasiu. Doamna director, uite, noi am început deja dialogul, discuția cu unul dintre colegii dumneavoastră din județul Argeș. Cum funcționează, cum merge implementarea acestui proiect în școala dumneavoastră?
Sincer, noi l-am așteptat. Noi nu suntem la primul demers de tipul acesta. Am aplicat acum câțiva ani și pentru proiectul ROZE, cel pentru nivel liceal, și chiar așteptam ocazia să avem un proiect asemănător la nivel gimnazial și sper din tot sufletul să existe unul vreodată și pe primar, deoarece pornim de la ideea că fără proiecte de tipul acesta școlile nu pot fi dotate, mentalitatea profesorului care participă la asemenea proiecte nu poate fi schimbată și în momentul în care am putut să ne încadrăm în indicatorii ghidului de accesare al fondului, atunci am zis da, este o ocazie pe care chiar nu o putem rata și trebuie neapărat să facem tot posibilul pentru a accesa fondurile. Simt din tonul dumneavoastră, tonul dumneavoastră așa o doză de optimism care e mai mult decât binevenită și chiar eram curios să ne descrieți pe scurt cam care sunt, nu știu, lucrurile, activitățile pe care le-ați propus în școală, având la bază această finanțare. În primul și în primul rând ne-am bucurat că am putut să, fiind în mediul urban mic, să învățăm și noi sau să avem acces la modulul MATE, care ne-a adus o imagine, hai să nu spun optimistă, da, ne așteptam noi că suntem mai bine, dar nu suntem atât de bine pe indicatori, dar ne-a adus o imagine reală. Una dintre activități este implementarea testării standardizate la nivelul școlii în cadrul proiectului pentru ciclu gimnazial, până va fi obligatorie la nivel de sistem. Noi ne-am gândit că ne poate ajuta nu neapărat să înțelegem la ce nivel sunt copiii, ci ce putem face pentru noi. Iar la nivelul activităților propuse, așa cum a spus și colegul nostru clar, noi am dotat două smart lab-uri, pentru că am zis că nu ne acertăm profesorul de română cu cel de matematică pe remedial în ce sală să ne ducem, și am făcut două. Și le mulțumim celor care ne-au ajutat să creăm aceste laboratoare smart cu două table inteligente, cu 63 de Chromebook-uri și eu sper să văd ziua în care toți copiii vor avea acces la așa ceva în școala mea. Și cadre didactice pregătite să le folosească. Au primit înainte și, bineînțeles, pregătirea lor, eu fiind unul dintre profesorii care susțin foarte tare zona de formare pe digital și competențele digitale, pregătirea vine la pachet, dar ei deja au fost formați și în cadrul altor proiecte. Ideea este că pentru copii ne-am dat seama că avem nevoie de o abordare a unui sistem remedial. Pentru acești copii care sunt în risc de abandon, noi ne-am pus un grup țintă de 50 de copii, s-a dovedit că sunt mai mulți în risc de abandon, deși la nivelul școlii, până la urmă, nu era atât de mare cifra din ce știam noi până acum, dar riscul de abandon este într-adevăr o realitate. Alunecă foarte ușor copiii aceștia sub acea notă 6-6.50 care le-ar putea aduce succesul la liceu și le-am pregătit odată cursuri de pregătire suplimentară română, matematică, limba engleză pentru cei de clasa 8-a, iar pentru cei de nivel claselor 5-6-7 am mers inclusiv pe cursuri de dezvoltare personală, foarte important, ca ei să știe să-și gestioneze emoțiile. Asta este o veste grozavă. În școlile din România ajung, iată, și cursuri de dezvoltare personală. Da. Deci am ținut morțiși să avem lângă noi echipe care să ne ajute să îi consiliem pe copii și să fie echipe din afara școlii, adică profesioniști care asta fac. Și avem, încă n-am ajuns acolo pentru că pe acea activitate GAND, acea grilă GAND, nu suntem încă acolo, dar aceste servicii vor fi asigurate. Masă caldă, clar, că nu poți să faci școală pe burta goală. Asta urma să vă întreb. Și, da, clar, obligatoriu. Am avut-o și în alte proiecte și continuăm cu acest deper. Și ateliere de terapie prin artă, tabere, vizite la muzee. Avem un parteneriat cu Muzeul Astra Sibiu, care e foarte aproape de noi și am zis copiii trebuie să meargă la Sibiu, nu numai la mall. Și sperăm să fie un succes, adică noi suntem foarte încrezători, ne-am calculat foarte bine indicatorii, nu ne-a speriat nimeni că, vezi, Doamne, se întâmplă nu știu ce, momentul în care nu vom atinge acest indicator, dacă îi calculez realist, nu are cine să te sperie. Iar în ceea ce privește relația cu inspectoratul, vă spun sincer că noi în județul Brașov chiar am fost încurajați să aplicăm. Și mai mult decât atât, încurajați să ne scriem singuri proiectele. Asta e un lucru foarte bun, da. Deci există așa o hartă cu lumini și umbre, nici nu știu cum să-i spun altfel, da?
Sigur. Ar fi minunat, ar fi minunat dacă ar fi, nu știu, lumină pe toată harta. Ar fi grozav. Nu e lumină. Nu e lumină pe toată harta, pentru că o dificultate, bine, pe lângă stufoșenia documentelor, care, pe de altă parte, da, ne deranjează, e greoaie, mai ales că nu suntem neapărat pregătiți să facem față calculelor. Eu sunt profesoară de română, deci eu cum văd cifre, vă dați seama. Fug, da? Dar oamenii încearcă, se străduiesc, ar fi fost o procedură simplificată de raportare, poate ar fi fost mai bună, dar mă gândesc că mai simplificat de atât nu știu dacă se poate. Iar o luminiță mai puțin așa strălucitoare, ca să nu zic că e chiar umbră, este încercarea de a-i convinge pe părinți sau pe tutorii legali să conștientizeze faptul că abandonul școlar nu este o, nu știu, o ștampilă pusă în fruntea copilului și că dacă participă la acest proiect, pentru că avem nevoie de acordul lor, copilul nu înseamnă neapărat că a ratat și că acest risc poate fi reparat prin acest program. Da, e interesant detaliu ăsta, pentru că iată, trebuie să duci muncă de lămurire și cu părinții. Da, și să le spui și că, cu părinții și cu colegii uneori, dar... Da, da. Cum mi s-a întâmplat la un moment dat, a fost o vreme în care mă străduiam să-i conving pe părinți că faptul că copiilor merg la psiholog nu e un lucru rău, e ok, e o mână de ajutor. Doamna Silea, vă mulțumesc tare mult. Ne-a prins bine și iată un exemplu de bună practică, doamna Atanasiu. Iată, avem tocmai ce vorbeam mai devreme de directori de ăștia amfipți așa, care spune, da, domnule, vreau să fac și... Cum credeți că i-ar putea influența poate și pe alți colegi, alți directori din țară care își doresc, dar au teama asta? De unde provine teama asta, că nu înțeleg? E teama de fonduri europene. Ne macină cu totul în toate județele. Funcționarii sunt speriați de fonduri europene pentru că inevitabil vine cineva și îi controlează. Ori dacă cheltui banii corect, respecti legislația românească, nu are cine să-ți facă ceva, nu pățești nimic. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Doamna director este un caz fericit, ei au, în școala respectivă au mai avut proiecte și e ceva mai relaxată. Dar școlile mici, școlile din satele alea... Directori care chiar nu au mai avut ocazia, oportunitatea de a lucra cu finanțări de felul ăsta. Vorbeam cu o doamnă directoare care îmi spunea, eu să am 140.000 de euro în contul școlii, păi eu n-am avut 14.000 de lei vreodată. Da, poate că discuții de felul ăsta vin în întâmpinarea lor și poate îi încurajează, poate le dau boost-ul ăla de care este nevoie. Și doamna director este un exemplu de bună practică și chiar o încurajez să-și sune colegii care au PNRAS în județul Brașov și să-i întrebe dacă se descurcă, dacă au nevoie de vreun sfat, pentru că experiența dumneai este foarte valoroasă. Te dați seama, terapie prin artă, cursuri de dezvoltare personală, incredibil, incredibil, în școli din România, iată ce poate să facă banii ăștia de la PNRAS. Suntem în dialog cu domnul director Liviu Scaiba. Vă salut, domnule director, ne auzim? Da. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și eu. Să știți că noi ne-am încins aici și deja luăm pulsul din țară, așa, să vedem cum unde ajung bănuții ăștia, cum îi ajută pe copii. Cum e la școala dumneavoastră? Beneficient de un grant mediu de 140.000 de euro. Avem o școală cu 564 de elevi, dintre care 140 în învățământul gimnazial și grupul țintă este constituit din 75 de elevi. Care sunt... Vă rog. Da, vă rog. Că eram curios, da. și înțeleg că și dumneavoastră, școala, unitatea dumneavoastră de învățământ este cumva pe harta școlilor aflate în risc de abandon. Și eram curios să ne dați două exemple de activități, de lucruri, de achiziții pe care le-ați făcut pentru a-i aduce pe copiii aia în școală. În primul rând, digitalizarea este foarte, foarte importantă. Constituie nucleul atracției pentru acești copii. Se bucură foarte mult copiii pentru fiecare achiziție care îi ajută în procesul educațional. Și mai ales elevii aceia mai slab la învățătură.
Observ că și dumneavoastră propuneți programe de educație remedială, cu alte cuvinte, nu? Sigur, da, avem și programe de educație remedială la nivelul claselor 5-8. Însă marele avantaj este tocmai atragerea elevilor, motivarea lor pentru elevilor mai slab la învățătură. Oricum, elevii buni învață. Știm cu toții. Marea provocare acestui program este atragerea elevilor cu rezultate scăzute. Aici este lupta grea. Adică ce ar trebui să facă școlile în general? Adică asta este misiunea noastră în esență până la urmă. Domnule director, a fost, doamna de mai devreme ne spunea, poate că are și un pic de experiență, dar ne spunea că a reușit. S-a descurcat cu proiectul, cu accesări, cu achiziții publice. La dumneavoastră cum a fost? Simplu, au intervenit probleme, ați simțit încărcătura aia birocratică? Ce anume v-ar putea ajuta să, nu știu, să înlesnească tot traseul ăsta de bănuți până la copii? Eu zic că e nevoie de mai multă comunicare la toate nivelurile. Adică între noi și partenerii, să spunem așa, cu care intrăm în contact, de la care achiziționăm diferite produse, între noi și ceilalți directori s-a constituit și un WhatsApp la nivel național, un grup de WhatsApp, care e binevenit. Și inspectorate? Și chiar în cadrul echipei. În cadrul echipei din școală. Echipei de implementare. Ok. Înțeleg că ar trebui cumva și o adeziune din partea tuturor cadrelor didactice din unitatea de învățământ. Sigur, da. Da. De asemenea, simplificarea procesului birocratic ar fi binevenit. Adică ce spunea doamna Atanasiu mai devreme, da? Să mai renunțăm exact la procesele verbale. Și nu ar fi de dorit și o anumită uniformizare la nivelul țării. Adică am văzut unele județe au pus accentul pe anumite chestiuni și etape, altele au început invers, adică nu există... Eu înțeleg autonomia școlară, dar totuși trebuia o oarecare uniformizare. Adică să știm exact ce trebuie să facem. Niște etape bine stabilite. Am înțeles, am reținut. Deci, cu alte cuvinte, iată, un subiect de reflecție pentru cei care s-au ocupat de informarea adresată directorilor, poate mai mult, lucrurile un pic mai simple, un pic mai bine comunicate. Sigur. Noi suntem la primul proiect și am văzut o oportunitate, o ocazie pentru a accesa fondurile pentru dotarea școlilor. Da. În regulă, vă mulțumesc tare mult, domnule director, mai avem câteva minute la dispoziție și încerc, fac tot posibilul să-i ascult și pe colegii dumneavoastră din țară. Vă mulțumesc și sper să ne mai reauzim aici la Europa FM. Doamna Tanasiu, mai aveam o curiozitate până să intrăm în dialog cu ceilalți participanți la discuție. Sunt plătiți cei care se ocupă de managementul implementării acestor proiecte? Directori, inspectori, profesori, nu știu, care sunt implicați în echipele astea. Există o motivație dincolo de cea, nu știu să le spunem, cea didactică, aceea de a fi de ajutor copiilor? La nivelul inspectoratelor, din ce am înțeles, da, inspectorii școlari sunt capătă 50% în plus la leafă pentru că au de-a face cu fondurile europene. La nivelul școlilor însă, directorii școlilor nu au neapărat, nu cred că pot fi plătiți și de asemenea diriginții sau alte cadre didactice care sunt implicate în partea asta birocratică nu au cum să fie plătite aceste cadre didactice. Și de aici s-au născut tot felul de frustrări. De altă parte, însă, trebuie să înțelegem că banii ăștia sunt pentru ce avem în fișa postului. Noi asta trebuia să facem și asta trebuie să facem numai să atragem acești copii în risc de abandon școlar, să-i ținem în școală și pe cei care au abandonat să-i aducem înapoi, dar acum avem și bani. Asta este singura diferență. Da. Ca să ne înțelegem, înseamnă că profesorii respectivi nu trebuie să facă alte lucruri în plus față de orele, activitățile pe care le efectuau în mod concret în școală. Dacă unii dintre profesori sunt plătiți, dacă școala nu are resurse, sunt plătiți la plata cu ora. Da. Suntem în direct cu Mihaela Cincă. Bună seara, doamna director.
Bună seara. Nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, oricât de mult mi-aș fi dorit. Eu și mai aveam doi colegi din țară cu care aș fi vrut tare mult să stăm de vorbă. Aș fi vrut totuși să vă întreb... care sunt, să zicem, principalele, care au fost provocările pe care le-ați întâmpinat dumneavoastră în accesarea acestor bani? Cred că eu mă număr printre fericiți, ca și doamna director, de mai devreme. Acest proiect pentru noi ca și școală a constituit o provocare și o oportunitate de a ne ajuta copiii. Titlul proiectului nostru este Din grijă pentru copii și alături de colegii mei din școală, susținut de comunitatea locală, de Consiliul Local și Inspectoratul Gorj, am reușit să câștigăm acest proiect. Ne-l doream. Este primul proiect al meu în calitate de director și mi-l doream pentru copiii noștri. Așa cum a spus și doamna director, pe lângă orele de remediere, pe lângă dotarea claselor pentru a le transforma în niște clase moderne, după cum am văzut și în perioada de pandemie, trăim în secolul vitezei și noi cadrele didactice trebuie să ne adaptăm acestor vremuri și trebuie să venim cu tehnologie modernă pentru dați-mi, vă rog, un exemplu. Dați-mi, vă rog, un exemplu de nu știu, device-ul, tehnologie pe care ați achiziționat-o în școală. Noi am achiziționat tablele inteligente cu diagonală de 75 de inci, laptopuri, acel dulapior pentru încărcarea laptopurilor să fie încărcate permanent, să nu depindem de cablurile de încărcare. Da, doamna director, iertați-mă că nu mai am nici foarte mult timp la dispoziție și tocmai de asta va trebui să vă mulțumesc pentru intervenție și să ne luăm la revedere. Sper să ne mai auzim aici la Europa FM. Mulțumesc. Seară frumoasă. Doamna Tanasiu, un gând un gând cu care să încheiem conversația noastră. Care ar trebui să fie numărul total de școli care să beneficieze de acești bani și care este deadline-ul, termenul pe care l-au la dispoziție? În jur de 2500 de școli. O să urmeze un nou call, o nouă cerere de proiecte acum în primăvară și cu ocazia asta chiar îi rog pe cei care au câștigat deja proiectele să-și informeze colegii de la școlile care se confruntă cu abandonul școlar să fie pregătiți, să-i ajute să-și dezvolte proiectele ca să poată să depună foarte repede și să scurtăm puțin timpii. Da, înseamnă că o să ne mai auzim pe subiectul ăsta, pentru că iată, este o oportunitate fabuloasă pentru școli. Și încă un detaliu, nu banii europeni, banii din PNRR pe educație nu se termină aici. Acum avem aproape 1 miliard de euro pentru dotările școlilor, pentru tot ce înseamnă laboratoare și săli de clasă, parte de IT, mobilier, absolut tot, și încurajez directorii să își contacteze primarii sau consiliile județene și să-și ducă listele cu nevoie acolo. Și o să fie și bani pentru formarea cadrelor didactice pe partea de digitalizare. Iată, sunt bani, o să mai vorbim despre asta. Vă mulțumesc tare mult, o seară de milioane. Academia Europa FM cu Marcel Bartic la Europa FM.